Vă supun atenție situația de la Complexul Energetic Oltenia. Poate pentru unii e o temă periferică, poate pentru alții e o temă prea puțin importantă, dar vreau să vă spun că dacă nimeni nu va lua nicio măsură în următoarele 9 zile, subliniez, 9 zile, ne vom trezi cu o parte din Românie care e posibil să nu mai aibă curent electric la propriu. Ce Oltenia asigură între 21 și 27% din capacitatea energetică a României. În urmă cu 2 luni, Comisia Europeană a atras atenția Guvernului de la București că ne apropiem de o situație de blocaj. Răspunsul Comisiei Europene referitor la planul de restructurare trimis ce Oltenia și-a asumat de Ministerul Energiei a fost în presă. Am să spicuiesc câteva paragrafe. La punctul 43 se spune așa. Este puțin probabil că ajutorul de restructurare planificat în vederea sprijinirii planului de restructurare prezentat de Guvernul României să îndeplinească criteriile de compatibilitate prevăzute în orientările privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate. Pe baza informațiilor prezentate de România, niciun investitor sau creditor de pe piață nu susține planul în această etapă. Comisia are îndoieli cu privire la faptul că planul de restructurare propus are o durată corespunzătoare și ar duce la restabilirea viabilității societății CE Oltenia până la sfârșitul perioadei de restructurare. Datele sunt următoarele. În 2020, Complexul Energetic Oltenia a produs 8,2 teravați, cu aproape 6 teravați mai puțin față de 2019. Dacă luăm în calcul că pentru fiecare megawatt produs de CO2 trebuie să achite aproximativ 0,94 de eurocenți pe certificat, atunci rezultă că în 2020 Complexul Energetic Oltenia ar trebui să achite undeva la 7,7 milioane de certificate. Perioada până la care trebuie achiziționate aceste certificate expiră în 9 zile, cum v-am spus. Pe care de consecință până la 1 mai, Complexul Energetic Oltenia trebuie să achiziționeze toate cele 7,7 milioane de certificate. Complexul nu are acest disponibil financiar. Nimeni nu are cum să-i dea bani, pentru că intrăm în infrigere. Concluzionați, vă rog, domnul deputat. Concluzionez, domnule președinte. Atitudinea și abordarea ministrului Virgil Popescu nu ne dau încredere că ar înțelege gravitatea situației. În 2019, Transelectrica și Opcom au făcut un studiu de adecvanță la solicitarea Ministerului Energiei. Studiul urma să identifice și să avertizeze operatorii de sistem și decidenții semnificativi cu privire la pericolul național de blackout al Complexului Energetic Oltenia dacă ar ieși din Sistemul Energetic Național. Trag un semnal de alarmă decidenților semnificativi din CSAT și de aici, de peste drum, să se trezească, pentru că 9 zile vine factura. Vă mulțumesc!